Bună ziua, dragii mei, sunt Tarot Telacu, etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nod, nord, în fecioară, etalare, o altă etalare pentru septembrie, la mulți ani tuturor celor care vă sărbați în această perioadă sau celor care aveți de-a face cu fecioară, transmiteți-le la mulți ani din partea mea. Vă doresc sănătate, bucurii, reușite și protecție divină tuturor celor care sunteți deschiși către lucruri autentice și profunde. Să vă citesc pe scurt, înainte de a începe această altă etalare, pentru septembrie, mesaje. Ce ați primit? Foarte interesant ați primit. Knowing without knowing, 41, adică 5, adică schimbare. Și coming together, adică știți fără să știți că veți. Vă veți întâlni, veți veni împreună, vă veți întâlni împreună la un moment dat, voi și cineva, eventual personajul cu care vă potriviți cel mai bine, sufletul pereche. Există numărul 66 în această carte. 66 este număr maestru, știți foarte bine, 6 și cu 6 înseamnă 12, 3. Se reduce la 3, la comunicare, la construcție, posibil comunicați într-o altă dimensiune. Dar știți, fără să știți, intuiți, e un soi de marea preoteasă pentru mine, intuiți că trebuia să vă întâlniți în cazul în care vă întâlniți sau vă veți întâlni în cazul în care încă nu ați manifestat această întâlnire fantastică în viața voastră. La capătul setului de cărți văd o altă carte cu număr maestru, numărul 11, care vorbește despre o erupție de lumină. În acest context văd o erupție de înțelepciune, de adevăr, urmată foarte frumos de femeia de lumină. Femeia de lumină care este urmată de îngerul de pământ. Îngerul de pământ, bănuiesc că sunteți voi, așa simt că sunteți voi, că voi sunteți pământeni, unii dintre voi lucrați cu pământul. Da, știu cazuri, nu toți cei care sunt marcați de fecioară iubesc pământul așa cum ar trebui să-l iubească, dar sper că la un moment dat în viață vor descoperi conexiunea lor profundă cu pământul, sub toate formele acestui concept. Pentru unele doamne, simt că lucrând cu pământul v-ați descoperit această latură a voastră angelică divină și ați devenit femei de lumină sau și ați început să radiați lumină la un moment dat într-un context, poate fi profesional, familiar, în relațiile apropiate sau pur și simplu cei care au lucrat spre creșterea lor spirituală au parte de, mai ales în această perioadă, că tot e ziua voastră, aveți parte de un soi de succes, apreciere. Oamenii vă văd lumina, da, oamenii vă văd lumina, cei care ați lucrat, evident. Și în primul rând, pe acasă, sufletul familiei. Unii dintre voi simt că aceste cărți ar spune că în familie oferiți lumină cuiva, mamei, surorii voastre, unui personaj. Sau acest personaj feminin vă oferă lumină și vă inspiră și vă împământenește într-un fel, vă dă siguranță. Că asta are nevoie pământul de siguranță. Și bănuiesc, așa simt că sub această lumină inspirantă începeți să da, ce frumos, ce frumos. Începe și voi să radiați diferite aspecte ale voastre, să creșteți, să vă colorați. E ca și când un pământ fertil sub razele soarelui începe să genereze o natură bogată, exotică. Deci, sub această lumină inspirantă a cuiva, repet, începeți să vă transformați și voi, în cazul în care simțiți că voi, evident că nu toată lumea va fi atât de influentă, numai cei care au lucrat către creșterea lor spirituală, posibil, dacă nu sunteți voi, să fie cineva care vă inspiră, da? O femeie de lumină să vă inspire pe voi să vă găsiți această latură angelică, angelică pământeană, da? Înger de pământ sau pe acest pământ.
posibil tocmai această întâlnire și poate să fie de scurtă durată, poate vă întâlniți, nu zi musai să fie o întâlnire de destin, este foarte posibil să fiți, să fie și de destin, dar sub o altă formă. Această întâlnire, chiar de scurtă durată, repet, să fie de ziua cuiva, să vă inspire într-o direcție, să vă aducă aminte că trebuie să fiți autentici, că trebuie să vă dați o șansă la dragoste, la dragoste și repet, la dragoste față de voi, iar aveți numărul 5-23 și repet, acțiunile, repet pentru că se leagă oarecum mesajul, acțiunile vorbesc puternic. Dacă nu sunteți voi cei care îi inspirați pe alții, există acest personaj, repet, femeia de lumină, care vă inspiră și pe voi să radiați lumină, da? Să radiați. Ia uite. Erupție de lumină, da? Foarte frumoasă. Poate chiar este un personaj cu care puteți să colaborați la un moment dat, chiar dacă nu e musa, e o situație romantică. Da? Da, am senzația că voi, cei care ați fost sub semn de pământ, o perioadă a stat în umbră, ați fost mai rușinoși, mai timizi, în sens spiritual, nu neapărat rușinos, că știm foarte bine că fecioarele pot fi foarte îndrăznețe. Da? V-ați păstrat lumina în umbră. Asta vreau să zic. Asta vreau să zic. Dați-vă șansa la dragoste. Dați-vă șansa la parteneriate care sunt parteneriate, da, coming together, care sunt marcate de dragoste și dragostea asta poate să fie și sub forma prieteniei, da? Fiți autentici, da? Cu voi și cu cei din preajmă sau măcar cei care merită. Acțiunile vorbesc puternic. Oamenii din jurul vostru vă demonstrează dragoste, demonstrați și voi dragoste, cei care fac așa ceva. Și există această nevoie de atingere fizică. O atingere tandră poate să însemne atât de mult. Și da, într-adevăr, aici imaginea este romantică. Dar, repet, poate să fie și manifestarea unei prietenii, da? A unui respect. Bărbatul nu musai trebuie să curteze, doamnă, poate să fie un gest de galanterie, de, repet, respect față de o doamnă, o femeie, femeia de lumină, da? Care la un moment dat a inspirat acest personaj să-și descopere o latură spirituală, divină, profundă, angelică. Altfel, acest personaj, și simt că acesta este îngerul de pământ, că este mai aproape de pământ, da? Acest personaj, dacă nu ar fi întâlnit această doamnă sau acest motiv de inspirație, ar fi fost doar un simplu pământean. Ah, a picat cartea, dar nu contează, noi o știm. Haideți să vedem. Am făcut cruce celtică la alegere. Puteți să ascultați etalarea la alegere. Aș vrea totuși, uite, magicianul și balanța. Aveți niște chestiuni legale de discutat? Mercur și balanță, da? Chestiuni legale. Magicianul, puteți să fiți foarte bine voi. Vreți să manifestați ceva legal? Ceva legal. Până acum vă simțiți blocați? Dar acest blocaj a fost pentru transformarea voastră. Aveți scorpionul, aveți 9 de spade, da? Pentru transformarea voastră trebuie să vă descoperiți, ia uite, am vorbit de Marea Preoteasă, să vă descoperiți această latură a voastră profundă, intuitivă. Și o descoperim, evident, în preajma cuiva, dar și trecând prin greutăți. Haideți să mă amestec. Fecioară. Odată. De două ori, soare, luna, Venus, ascendent, de trei ori. În ordine, în fecioară, septembrie. Fecioară. Aș vrea de data asta să facem 3-3-3. Da? Trecutul poate să fuzioneze cu prezentul, prezentul cu viitorul. Rămâne să vedeți cum se adaptează în viața voastră acest mesaj. Ia să pun totuși cărțile. Poate vor fi mesaje separate, poate ori avea legătură. Ia. O dată. Turnul. De două ori. De trei ori. Un semn de aer. V-ați separat în trecut. Asta înseamnă separare, da? Turnul. V-ați separat în trecut de un semn de aer sau cineva cu marcaj, neapărat semn de aer, că nu vreau să creez discuții, da?
sau cineva marcat de semn de aer. După cum vedeți, cineva a fugit. A fugit dintr-un context, dintr-o relație, da? Dintr-o relație, din casă. Cineva fugea sau intra pe furiș. Sau intra pe furiș când poate voi erați plecați, da? Și a trebuit să comunicați despre această fugă, despre aceste minciuni, eventual, despre aceste escapade. A trebuit să discutați. Și probabil când ați discutat, când ați aflat, pentru că aici este și cartea celui care spionează, este Mercur într-o formă mai profundă, să zicem. În momentul în care ați aflat și ați discutat, s-a produs schimbarea, turnul în trecut, o separare de cineva. În prezent, împăratul, 7 de monede și cavalerul de spade. În primul rând, o veste despre ceva. Voi vreți acum să vă echilibrați viața. Vreți foarte mult, 7 de monede. Ați lucrat poate 7 ani, ați strâns bani deoparte, unii dintre voi ați strâns bani deoparte ca să vă echilibrați viața. Poate acest împărat este tatăl unora dintre voi, o figură, un șef, o figură care vă inspiră, văd că parcă vă și uitați la acest împărat, care evident că are o afacere sau are stabilitate financiară sau are înțelepciune și am senzația că discutați despre ceea ce vreți voi să investiți, vreți să investiți în stabilitatea voastră și repet, pentru unii dintre voi, posibil ați muncit în preajma cuiva la un job. Poate chiar vreți, rămâne de văzut, dar e un mesaj pentru unii. Poate chiar așteptați că e o veste de mărire de salariu, că 7 spre 8, asta tinde spre 8, da? 8 creștere, da? Și văd că se uită la împărat. Cineva vă inspiră. Vă inspiră să investiți corect, spre stabilitatea voastră, vă inspiră să munciți cât să ajungeți într-o poziție de autoritate. E un personaj care vă inspiră, dar nu ca cel despre care am vorbit, nu femeia de lumină, e altceva. E altceva. În prezent. În viitor, ia uite, Mercur, magicianul, ați putea să fiți voi, să vă doriți echilibru. 6 de băte și... Marea preoteasă și magicianul. Foarte interesant. Lăsați aceste griji, lăsați o transformare, o lăsați, s-a produs, poate încă se mai produce pe alocuri în anumite aspecte ale vieții voastre, cineva care v-a dat mari dureri de cap, v-a pus la pat, v-a sub de energie. Dar, repet, aceasta e nouă, e o lecție spirituală, această lecție spirituală a fost către transformarea voastră. Acum învățați, în viitorul care va fi, sfârșitul lunii sau lunile următoare, învățați să vă conectați la intuiție. La intuiție. La o latură, cum am zis mai devreme, cineva vă inspiră la o latură angelică, spirituală. Eventual, vreți să manifestați că tot stați acum în acest moment, analizați, nu musai că stați, ați muncit, da? Și o pauză constructivă. E normal să așteptați, să zicem, în această perioadă niște semnale, că tot e ziua voastră. Semnale, cavalerul de spade, cuvinte, mesaje care să vă ajute să manifestați, repet, să manifestați echilibru financiar, o stabilitate, o afacere. Vreți să aveți victorie și simt că această mare preoteasă în acest moment vorbește despre faptul că trebuie să țineți secret, da, față de unii. Interesantă diagonală aceasta, interesantă diagonală aceasta, turnul 7 de monede și marea preoteasă. De când s-a produs acea schimbare de cineva care v-a mințit, v-a jucat într-un fel sau altul, simt și da, și simt și fior în acest moment. Simt că separarea s-a produs nu doar între voi și acel personaj, în felul în care vă ancorați în viață.
Este o diagonală care pe vertical separă semne de aer, semne, nu neapărat, deci cărți de aer, cărți mentale, nu tocmai pozitive, niște secrete, da? Și diagonala aceasta lasă în jos, dar vă împământeniți în această dorință de stabilitate și această nevoie de victorie. Victoria, adică să manifestați victorios, să manifestați victorios această stabilitate. Haideți să mai citesc și altfel. Până acum mi-a plăcut ce am văzut, și pentru prezent, și pentru viitor. Posibil o să vă întâlniți cu cineva într-un mod neașteptat. Aveți cavalerul de spade și marea preoteasă în secret. Este o întâlnire în secret sau niște vești, niște discuții în secret. Însă. Nu mai vorbesc de personajul din trecut. Acum vorbesc despre altă situație, foarte posibilă să se manifeste la un moment dat în viața voastră. Să vă întâlniți într-un mod neașteptat cu cineva de care v-ați separat de mult timp. De mult timp. Interesant. Poate chiar după 7 ani, după 7 luni, poate chiar și mai mult de 7. După mult timp vă întâlniți cu cineva, o persoană misterioasă. Și în acest context simt că 7 de spade nu e mult să ai cineva care v-a mințit, poate că ați avut diferență de mentalitate sau pur și simplu la un moment dat personajul respectiv a trebuit să plece din contextul pe care îl știați. Adică a trebuit să plece din cartier. A trebuit să plece din casa lor, din niște motive. Știți, în casa noastră se întâmplă multe, da? Și din cauza asta nu v-ați mai întâlnit atât de des cum vă întâlneați. Ei, și acum, într-un mod neașteptat, că tot a fost carantina, oamenii au mai venit prin zonă, pe acasă, veniți voi pe acasă și poate voi ați plecat cu jobul, cu ceva, da? E o reîntoarcere. E o reîntoarcere. E o întâlnire. 7 și cu 1, 8, karmică. Dar nu cred că intrați într-un cerc prin această întâlnire. Este doar o întâlnire care vă stimulează, iar niște sensibilități, vă conectați la o latură spirituală cu acest personaj și vă inspiră. Iar zic că vă inspiră pentru că e lângă 6 de băte. E o persoană care, posibil, practică spiritualitatea, atrage atenția și vă va inspira. Foarte posibil. Și în felul cum veți alege pașii care vă vor crea stabilitate, vă va spune niște lucruri. Până la urmă și un feng shui poate să vă inspire, da? Pentru că este o persoană foarte intuitivă, acest personaj. Posibil pești, rac, scorpion. Posibil personajul știe să manifeste multe lucruri și voi nu știți și vă învață. Atrage atenția, are succes în ceea ce face. Da? Și vă întâlniți, că este acum, că urmează, da? Într-un mod neașteptat, repet, aveți o comunicare, ceva se întâmplă. Și vă întâlniți. De-aia zic, inspirația asta vine pe foarte multe căi. Poate nu vă va inspira cum face acest împărat. Evident că n-are cum. Împăratul vă învață cum să vă drămuiți banii, cum să vă căutați teren, apartament sau joburi sau cum să vă faceți CV-ul, da? Sau cum să vă urmați pașii la job ca să avansați în post, da? Însă Marea Preoteasă vă va învăța altceva, dacă este și practicantă, și nu că dacă, în general este, și are și victorii, vă va învăța cum să manifestați la lună plină, la lună nouă sau pur și simplu cum să vă faceți niște afirmații ca să avansați mai repede în post, ca să vă atrageți abundență, ca să vă atrageți casa sau eu știu ce vreți voi să vă atrageți. Da? Deci este o altă diagonală. Repet, unii lăsați în urmă o situație cu cineva care a avut planete în semne de aer și v-a dezamăgit, o situație secretă, da? Care v-a separat și vă concentrați pe o zonă pământeană a voastră. Foarte frumos, foarte frumos. Succes, reușite, manifestări practice. În această perioadă, repet, discutați cu cineva
E o întâlnire, coming together, într-un mod neașteptat. Știați că vă veți mai întâlni cândva în viață, knowing without knowing, da? Știați că vă veți mai întâlni. Pentru unii văd litera M. P. Și nu știu de ce am auzit și litera G. Nu știu de ce am auzit această literă G. În fine, ce ar mai fi de spus? În principiu am spus, poate să spun sub altă formă, dacă în trecut a existat o separare, separare de casă, separare de job, separare de ceva, o ruptură în viața voastră, da? În trecut, în prezent, poate această, pentru unii, că aici este Mercur, posibil pentru unii această separare s-a datorat din cauza faptului că cineva și-a dorit controlul, a încercat să-și impună stilul, forța, mentalitatea, ideile cu orice chip. Și totuși, e interesant de ce simt în acest moment magicianul și împăratul. Da, împăratul are forță, are autoritate, dar magicianul are altceva, are flexibilitate. Îl simt în acest moment ca un pește care fuge printre degete. Dacă cineva a încercat să-și impună această dorință cu orice chip asupra voastră, eu zic, dacă voi sunteți aici, pentru unii s-ar putea să fiți voi magicienii, să fi ieșit dintr-o situație într-un mod foarte inteligent, că asta e, magicianul este foarte inteligent, da? Găsiți soluții, sunteți semn dublu, da? Foarte flexibil, foarte adaptabil. Și iar o zic, nu știu, a câta oară, separarea aceasta să vă facă să vă doriți, să vă manifestați echilibru, stabilitate. Eventual comunicați, ați comunicat cu tatăl, cu soțul, unii dintre voi, dacă aveți soț sau șeful sau o persoană de autoritate care să vă învețe să vă reconstruiți după această separare. În continuare, pe verticala aceasta, văd că ați investigat valetul de spade, ați investigat, nu neapărat spionat, ați investigat pe internet, ați căutat prețuri la teren, la apartamente, la diferite produse. Ați investigat cum să investiți corect într-o direcție care vă dă stabilitate, da, 7, 8, da, vă dă stabilitate și vă poate aduce victorie. Vreți să investiți în ceva? Ca mai apoi, unii care sunteți singuri, să vă puteți stabiliza cu perechea voastră. Și iar revin la mesajul pe care l-am mai spus. Apare o întâlnire, o discuție neașteptată cu cineva de care v-ați separat, ați fugit voi sau ei la un moment dat în timp, după niște ani de zile vă reîntâlniți cu acest personaj. Foarte posibil acest personaj să fie foarte schimbat și voi și ei. Și ce a fost cândva o fugă unul de altul, acum nu știu ce ar putea să... Oh, regele de cupe, ia uite. Semn de apă. Aici este, pentru mine, este eremitul, fecioara care încearcă să-și caute, să-și ordoneze mintea, Mercurie, mintea, să-și ordoneze, să-și stabilizeze gândurile, patru de spade, după o dezamăgire. Iar, repet, că regele de cupe îl văd în acest context. Un personaj care vă dă stabilitate emoțională. Pentru că e și Marea Preoteasă. Știu că poate fi interpretată în multe feluri, dar așa simt. Voi ați fost iar în preajma cuiva care a fost marcat de semn de aer. Poate ați avut și cuplu, poate ați fost și în cuplu, sau ați fost într-o relație, regele și regina de spade, și la mijloc, 8 de monede și 2 de monede, da? Dar eu zic, ia uite, și niște secrete. Oh, și o situație toxică. Și regele și regina de spade, nu musai semn de aer. Cineva marcat de niște planete în aceste semne, gemeni, balanță sau vărsător, marcat, repet, care
V-a transformat viața, 8 de monede, v-a transformat viața într-un mod foarte posibil cam neplăcut de care vă vindecați. Vă vindecați. Dar această întâlnire, regele și regina de spade, chiar dacă ei v-au vorbit urât, chiar dacă ei nu au manifestat ce v-ați fi dorit, că sunteți semn de pământ și aveți nevoie totuși de emoții, chiar dacă a fost o situație toxică, secretoasă, dezechilibrată la un moment dat, v-au transformat. Da? Faptul că ați fost în preajma acestui personaj, ați fost o perioadă împreună, e un cuplu, da, divin, a fost pentru transformare. Alchimizarea voastră, 8 de monede, e alchimizarea voastră. V-ați regăsit sau sunteți obligați în această perioadă în care vă conectați la spiritualitate, iar și nu degeaba apare Marea Preoteasă, da? Și Regele de Cupe. Sunteți provocați să vă găsiți stabilitatea mentală și să vă regăsiți valoarea. Valoarea. Că aici se toarnă aur în niște forme. Voi trebuie să vă regăsiți valoarea. Posibil am dat, ați pierdut-o, că văd aici 8, acolo este 7, un pic în regres. Ați cheltuit bani cu cineva care n-a meritat, dar nu contează, acum învățați. Iar Rege de Cupe, Marea Preoteasă, repet, cineva vă inspiră cum să vă vindecați și cum să vă găsiți echilibru. Nu doar financiar, și emoțional. Și asta în timp va manifesta succes. Dar, repet, anumite decizii pe care le luați, luați-le în secret, pentru că nu-i bine să știe toată lumea ce vreți voi să faceți. Cât am mai vorbit și am zis că fac o etalare scurtă. Haideți să facem pe scurt și ceva legat de dragoste, de viață intimă. Am văzut la un moment dat, a vrut să se arate 5 de monede. Repet, iar este o întâlnire în secret, că tot apare Marea Preoteasă și aici mi se pare o întâlnire în secret, la o terasă, la care ascultați muzică și într-un fel sau altul, nu muzei, poate nici nu vă sărutați, dar vi se aprinde ceva în suflet, în preajma cuiva. În preajma cuiva, ia uite, interesant că și Marea Preoteasă îmbrăcată în albastru și acest personaj în albastru. Și aici văd pe cineva în roșu, puteți să fiți voi și magicianul tot în roșu. Într-un fel sau altul vă reaprinde o pasiune veche, se reaprinde o pasiune veche. Da, e clar. Și poate să fie doar întâlnirea la, eu știu, petrecerea de ziua voastră sau pur și simplu. Vă întâlniți, bună, ce faci, nu te-am mai văzut de nu știu cât timp, ia uite, hai să stăm de vorbă, hai la un suc, hai la o prăjitură și uite așa, vă duceți undeva la o terasă, se ascultă muzică, mâncați ceva bun și poate cântecele respective și ceea ce vă mai povestiți vă... Cinciul asta înseamnă schimbare prin creativitate. Vă stimulează la ceva ce n-ați mai... Stimulează simțurile. E vorba de monede. Ceva ce n-ați mai simțit de mult. Posibil v-a fost și dor de acest personaj. Hai, trei cărți acum. Viață intimă. Fecioară. Odată. Ia, te-am zis, 6 de cupe. Amintiri. Începe să vă aduceți aminte. Cum era când vă iubeați voi? Acum, repet, poate nu mai sunteți. E o întâlnire așa, foarte romantică, foarte sensibilă. Încă o carte. Poate că uneori când erați singur vă gândeați ce bine a fost în preajma acelei personaj, vă simțea, vă înțelegea, dar uite, viața a trebuit să vă separe. Ia uite ce interesant. Ia uite, iar împăratul. Împăratul și justiția. Și moartea, cineva clar cu planete în scorpion. Poate să fie acest rege de cupe pentru unii, dar ați încheiat un ciclu, posibil la un moment dat cineva v-a pus pe un piedestal, voi ați pus pe ei pe piedestal, ați vrut să experimentați niște chestii foarte senzuale, foarte frumoase cu ei, dar într-un fel sau altul a trebuit să luptați foarte mult, să-i convingeți. Pe de-o parte, munca de convingere a durat poate prea mult, pentru că unul dintre voi nu era, am senzația că bărbatul nu era deschis. Vine în această carte pe la spate, aici parcă nu privește față în față, se uită mai dintr-o parte, da?
personajul pe care lăsați în spate, care v-a transformat, cu care ați încheiat o situație, da, foarte pasional de altfel, nu zic nu că n-a fost pasional, dar simt că nu a fost deschis, n-ați putut avea acces la ochii lui. Așa simt că este el, la ochii, pentru că ochii sunt, da, poarta sufletului. N-ați putut să vedeți în sufletul lui foarte bine, pentru că, evident, s-a ferit. În acest moment aveți 6 de cupe, în această perioadă aveți 6 de cupe, împăratul iar, e a doua oară când apare, și balanța, a doua oară când apare și balanța, și a doua oară când apare și moartea, transformarea. Interesant cum simt mesajul și așa vi-l transmit. Repet, simt că vreți să fiți stabili în viața voastră. Poate unii chiar sunteți căsătoriți, că împăratul adesea este căsătorit sau își dorește, cu balanța în față, își dorește o relație oficială, își dorește să aibă relații oficiale, o relație oficială, da? Își dorește o căsătorie, da? Este 8, ia uite, interesant, aici este 8, casa 8 a scorpionului, a căsătoriei. 4 este casa racului, da? Iar a familiei. Își dorește, vă doriți unii dintre voi, o relație stabilă. Și aveți în spate pe cineva, 6 de cupe, nu musai. Poate să fie cu planete în semn de apă. Dar cineva cu care ați avut o poveste de dragoste cândva, la care vă mai gândiți așa, din când în când. Tocmai pentru că a fost foarte frumoasă. Și am senzația că în ultima vreme n-ați mai întâlnit așa relații atât de profunde și de sensibile cum a fost această relație cândva. 6 casa fecioare, da? Casa 6 fecioare. În acest moment vă abțineți de la multe. Nu vă mai exprimați emoțiile cu personajele din prezent, unii dintre voi. Vă gândiți la niște chestiuni legale, la o căsătorie, la un divorț, dacă a fost o separare unii dintre voi. E o situație un pic mai puțin sentimentală. Da? Mai puțin sentimentală. Foarte posibil dacă acest personaj îl întâlniți în această perioadă. Da, ce interesant. Să vă inspire cum să vă alegeți partenerii cu care vă doriți relații de lungă durată sau partenerul, partenera pe care vă doriți ca și soț, soție, da? E justiție. E casa șaptea. Bine, aici e 8, dar e casa șaptea a relațiilor, a contractelor. Într-un fel sau altul devine acest personaj, această întâlnire, aceste amintiri devin un ideal, e undeva în spate. Un personaj care varsă apă. Și nu, nu e vărsătorul, nu la vărsător mă refer. La o legătură spirituală, repet, emoțională, care vă inspiră. Vă doriți să mai simțiți, să vă mai simțiți în brațele cuiva așa cum v-ați simțit în brațele acestui personaj. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și ne auzim la următoarele etalări. Pa, pa!